Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Oana Șlemco și vă invit să urmăriți emisiunea Carte de Identitate. Ne aflăm în librăria Alexandria de pe strada Universității a municipiului Suceava și le mulțumesc gazdelor noastre pe această cale. Alături de mine se află astăzi managerul Spitalului Județean Suceava, doctorul Alexandru Calancea. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. E o onoare să mă aflu în locația aceasta nouă a dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație încă o dată. Mă bucur să aud asta. Trecem acum la întrebări. Puteți să-mi spuneți care este numele dumneavoastră complet din cartea de identitate? Calancea Alexandru. Un singur prenume. Și are o poveste numele dumneavoastră? Da, prenumele, mă rog. Cine l-a ales? Are o poveste. Tatăl meu l-a ales. Are o poveste în ce sens. M-am născut în anul 1981 după 3 încercări ale mamei mele de a avea copii, printr-o operație nouă la acel moment, în anii 78-79, cred, făcută la București, mama a reușit să ducă o sarcină la capăt și am apărut eu în anul 1981. A fost o bucurie pentru părinți, vă dați seama, după 3-4 ani de chin în acest sens, și atunci tatăl meu și-a dorit un nume, spune el și îl citez, cu rezonanță, un prenume cu rezonanță. Și așa i s-a părut lui la acel moment că Alexandru ar fi un prenume cu rezonanță. Deci mama săraca s-a operat, da. S-a chinuit. Și tatăl a pus nume. Am înțeles. Ați avut vreodată o poreclă? Duțu, îmi spuneau cei din sat, din vicul de sus, din satul Laura, de acolo sunt eu. De ce? Pentru că eu, mic fiind, mă întreba lumea cum mă cheamă, nu puteam să pronunț Alexandruțu, pentru că așa îmi spunea tatăl meu, așa mă dezmerda, și pronunțam doar finalul Duțu. Și atunci mi-a rămas Duțu. Și părinții vă spun și ei... Și acum am rămas Duțu pentru cei mai apropiați, pentru cei din satul natal, am rămas Duțu. Sunteți superstițios? Am superstiții, dar nu las să mă domine. Dați-ne un exemplu. Scuipați pisică neagră când mergeți pe stradă, dacă vă taie calea? Am o problemă cu pisica neagră, am o problemă cu întorsul din drum, am o problemă, încerc să mă debarasez de ele, dar sunt lucruri care sunt aproape de mine. Dar până nu mi-am dat seama că e important psihicul cu care începem o nouă zi, nu neapărat superstițiile, ci psihicul și tonusul pe care îl avem la începutul unei zile. Cum depășiți superstițiile? Cum depășiți momentul în care vă taie calea pisica neagră? Prin autocontrol, spunându-mi că va fi o zi perfectă și așa ceva nu își va avea locul în ziua respectivă. Gătiți? Da, îmi place să gătesc. Îmi place să gătesc, din păcate nu prea mai am timp, dar ori de câte ori pot, gătesc. Acum mai nou am început de ceva timp să gătesc cu fiul meu cel mare. Îl antrenez în bucătărie și îi place foarte mult. Am observat că această metodă îl ajută să mănânce aproape orice din ceea ce refuza până acum. Deci gătim împreună și este foarte curios de gustul mâncării pe care el îl prepară și mâncăm împreună. Cam ce gătiți? Ceva complicat? Orice gătesc. Și de ce am început să gătesc? Pentru că am avut o perioadă în care mama, fiind în copilărie, și vorbesc de perioada școlii generale, a liceului, în care mama nu a fost acasă. Noi suntem doi frați și, așa cum am spus, am rămas, mama a plecat în străinătate, asistentă medicală fiind, a plecat la muncă în străinătate și a rămas acasă doar cu fratele meu și cu tatăl meu. Pentru doi bărbați, pentru trei bărbați, era destul de greu să ne gospodărim din punctul de vedere al bucătăriei și am început ușor, ușor. Mama a fost cea care m-a inițiat, să spunem, în tainele gastronomiei și am început să gătesc la acel moment de nevoie și a început să-mi placă. V-a lăsat un carnețel cu rețete? Mie mi-a lăsat, când a plecat la muncă în străinătate, mi-a lăsat carnețelul cu rețete. Mama este o gospodină foarte bună și o bucătăreasă excelentă. Are acasă tot felul de cărți de bucate, dar și notările ei în tot felul de caietele și carnețele. Când nu știam, îi dădeam un telefon, îmi spunea: mergi la pagina cutare, cauți pe stânga sau pe dreapta și vei găsi, nu știu, cum se face zacusca. Am făcut zacuscă, murături, mi-aduc aminte, sarmale, mâncare tradițională bucovineană, se spune.
Citiți cărți de dezvoltare personală? Sunt la modă, e un curent. Da, acum citesc. Din păcate, o spun, nu știu, timpul nu mai ajunge. Eu spun că timpul nu mai ajunge, cu toate că noi suntem responsabili și noi ne facem timpul pentru așa ceva. Îmi place să citesc, dar foarte rar prind momente în care să mai stau singur, liniștit și să citesc altceva în afară de medicină. Dar cărți de dezvoltare personală? Da. Îmi plac foarte mult și am descoperit acum cu n-am apucat să citesc o carte de la început până la final, dar anumite pasaje, anumite capitole care mă interesează, le-am citit, le-am descoperit acum cu această funcție de manager și mai ales după pandemie, când lucrurile cumva s-au mai liniștit, am încercat să intru mai mult în tainele managementului și citesc mai mult cărți de leadership, de manager, de mentalitatea unui manager. Încerc să mă pun la curent cu tot ceea ce trebuie, să știu să acționez în toate ipostazele care sunt, cum să spun, vin ca un tăvălug în fiecare zi peste un manager. Ați luat vreodată lecții de dans? Da. Am avut norocul ca în școala generală, în clasele primare, în 1-4, să am o învățătoare care era la prima promoție. Era proaspăt venită de pe băncile liceului pedagogic atunci, cu liceul pedagogic veneau direct în învățământ. O învățătoare tânără, Lenuța Schipor, care a fost foarte implicată în toate activitățile noastre și nu numai în învățat. Și v-am spus, acolo am învățat să joc într-o piesă de teatru, acolo am învățat să dansez, să cânt la chitară. N-am ajuns să fac performanță. Când dar mergeți la anunți, vă prindeți în hor? Da, da, îmi place să dansez, atât populară cât și muzică ușoară. Dar începuturile sunt din școala primară, din clasele 1-4, datorită învățătoarei Lenuța Schipor. Știți să reparați frize, să puneți gresie sau să văruiți? Nu, gresie e un pic cam mult pentru mine, dar lucrurile normale de zi cu zi într-o casă, lucrurile care ar trebui să le știe un bărbat, un tată, să schimbe o baterie la un joc a unui copil, să schimbe un ștecher la storcătorul de fructe, acest lucru îl fac și îmi place să-l fac. Aveți un hobby? Îmi place foarte mult pescuitul. Și călătoriile îmi plac foarte mult, din păcate la fel, tot spun din păcate, dar îmi dau seama că este probabil o problemă a mea, că nu știu să mă organizez foarte bine timpul sau îmi dedic foarte mult altor activități și nu hobby-urilor. Îmi place să călătoresc și îmi place foarte mult să pescuiesc. Cea mai frumoasă amintire din viața dumneavoastră? Frumoasă, acum aș vedea o frumoasă. A fost venirea pe lume a primului copil și tot foarte frumoasă și o amintire care întotdeauna îmi trezește emoții, terminarea liceului la vârsta de 19 ani. A fost o emoție extraordinară pe care am trăit-o atunci. Am terminat liceul militar la Câmpul Moldovenesc în anul 2000 și chiar dacă la acea dată erau doar băieți în clasă, era un lucru deosebit pentru acea vreme, am legat niște prietenii extraordinare și despărțirea am simțit-o ca o durere, dar în același timp a rămas ca o amintire frumoasă în acest moment pentru mine, liceul militar. Cea mai importantă femeie din viața dumneavoastră? Mama. Mama și după plecarea, eu îi spun plecare pentru că greu ajung acum, chiar dacă suntem la puțin kilometri de Vicovul de Sus, greu ajung la părinții mei. Cred că trec și 2 săptămâni când nu ajung acolo, din păcate, și îmi pare rău pentru acest lucru. Mama a fost cea care mi-a influențat, să spun, drumul în viață. Iar la un moment dat când am plecat, v-am spus, plecarea a fost de la 14 ani când am plecat în liceul militar, am început să mă descurc pe cont propriu, iar după această perioadă, cea mai importantă femeie din viața mea, cumva substituind-o pe mama, este soția mea. Acum, ca să le împăcați pe amândouă, urma să vă întreb, nu se dacă împac, nu cumva vă este frică să... Sunt două femei, da. Două femei care, cum să vă spun, și-au pus amprenta în sens pozitiv asupra caracterului meu. Da? Alături de mama am avut o copilărie și de tatăl meu am avut o copilărie fericită. Niciodată nu s-au implicat în, să spunem, să-mi ghideze
Doar ne-au orientat în viață, dar nu ne-au presat. Eu mai am un frate mai mic, un an și 7 luni, nu ne-au presat să facem ceva în lume. Nu a fost presiunea lor să ajung medic, dar au știut foarte bine din umbră să ne ghideze, ceea ce a fost foarte bine pentru noi. Iar la un moment dat, clar, plecând de acasă, plecând din sânul familiei, luând viața în piept, soția mea a fost cea care în momente grele din facultate, avem peste 15 ani spre 20, de când suntem împreună, de când ne cunoaștem, ea a reușit să mă facă să fiu mult mai echilibrat decât eram în momentul respectiv. Ați copiat vreodată la școală? Da, de foarte multe ori. De foarte multe ori, ca și copil, ca și elev, am fost și sunt în continuare un om care fac cu maximă pasiune și dau foarte mult din mine pentru ceea ce îmi place, iar ceea ce nu îmi place, dar trebuie să fac, încerc să mă descurc, ca să o spun pe limbajul copiilor din ziua de astăzi. Și da, în liceu militar, vă dați seama, erau numai băieți, făceam tot felul, și acum mi-amintesc că făceam tot felul de, găseam tot felul de metode, inovam tot felul de lucruri. Și da, au fost materii la care am copiat. Și ați fost prins vreodată? Da, am fost prins, am fost și prins. Sancționat? Da, sancționat. În liceu militar, sancțiunea cea mai dureroasă, să spunem, în acel moment pentru noi era să nu mergi acasă, să nu pleci acasă în weekend, pentru că de la Câmp Lung puteam să plecăm doar în weekend acasă, în rest eram acolo în liceu, sau eram tun și zero. Era o pedeapsă destul de dureroasă pentru noi în liceu militar, vă dați seama, tineri, 14, 15, 16, 16 spre 18 ani, și dintr-o dată să apari tun zero. Aveam impresia că nu se mai uită nicio fată la mine, și atunci era o durere. Cu toți aveam aceeași durere, și atunci încercam să ne ferim cât mai mult de aceste pedepse, dar câteodată se întâmpla să fim prinși. Ce ați făcut cu primii bani câștigați din medicină? I-am investit în, țin minte, și acum în facultate. În facultate eram, îmi doream foarte mult în facultate, în rezidențiat, un atlas de anatomie, Netter. Dar era foarte scump la acea vreme. Și acum este destul de scump, dar la acea vreme mi se părea imposibil. Când am ajuns rezident, în primul rezidențiat, pentru că în momentul de față sunt la al treilea rezidențiat, dar pe primul rezidențiat de medicină internă pe care l-am făcut la Iași, în Spitalul Sfântul Spiridon, am început din anul 4 de rezidențiat să fac gărzi prima linie, să fiu titular de gardă. Mi-am dorit-o de ce? Pe de o parte pentru că am avut foarte mult de învățat în medicina internă pe care o făceam la acel moment într-o secție foarte mare de 120 de paturi, cred că erau la acel moment în secția respectivă. Era o secție de medicină internă și de cardiologie. Erau la un loc. Dar am început să câștig și bani, pentru că pe lângă salariul de rezident pe care l-aveam, era foarte mic la acea dată, foarte mic. Țin minte că nu acoperea nici chiria. Dar făcând gărzi am reușit să mă descurc și întotdeauna mi-am dorit să nu mai fiu dependent de părinții mei și să mă descurc pe propriile forțe. Cum ați reușit? Și am cumpărat un atlas de, cu primii bani câștigați, am cumpărat un atlas de anatomie, un Netter. Cum ați reacționat când un pacient v-a introdus bani în buzunar? Că bănuiesc că nu ați scăpat. Se întâmplă. Nu, asta se întâmplă frecvent. Asta se întâmplă frecvent și am văzut-o. Refer, desigur, la un pacient care este asigurat de Casa de Asigurări de Sănătate, care vine la spital, care beneficiază de așa zisa gratuitate, că nimic nu e gratuit, dar o să-i spunem gratuitate. Și desigur mă refer la această practică de încercare. Așa este. Din păcate aici sunt mai multe probleme. Nu vreau să intrăm foarte adânc în problemă, dar pacientul așa este mulțumit. Am avut pacient pe tatăl meu, nu eu, dar cu o problemă de sănătate, cei din familie au ajuns la colegi de-ai mei, au ajuns la alți profesori universitari în Iași și veneau să mă întrebe oare cât trebuie să-i dau. Și atunci eu nu știam cum să reacționez. Dom'le, suntem colegi, ne cunoaștem, nu e nevoie, ai mers în sistem de stat. Da, dacă mergi la sistem privat, probabil ți se taie chitanță și trebuie să plătești consultația respectivă sau actul medical care ți s-a făcut. Dar e o mentalitate a noastră să dai ceva medicului ca să o facă mai bine, să facă actul medical mai bine. Nu, niciodată. Am încercat să spun acelui pacient ce am făcut. L-am dat și am spus, l-am dat înapoi și am spus să du-te și pune o lumânare sau un acatist sau un pomelnic.
Și satisfacția pe care o ai în momentul respectiv, văzând în ochi, sunt pacienți extrem de năcăjiți și cu mari probleme și vă dați seama, poate pentru ei consultația și la privat. Sunt foarte mulți care strâng poate o lună, două, trei să vină să facă o consultație la privat. E o mare povară. Cum să accepți bănuțul respectiv știind că poate și-a luat de la, nu știu, gura copiilor, de la plata facturilor și așa mai departe. Și atunci, da, am acceptat de foarte multe ori o cafea, am acceptat nu flori, că nu primesc flori, sau nu știu, un cadou. Am acceptat un tablou, am tablouri primite, vorbesc de tablouri, o pictură, o caricatură, nu vorbesc de tablouri, investiție în tablouri. Dar am încercat să mă debarasez de aceste lucruri. De ce? Pentru că nu m-ar face să mă simt bine și aș considera că am fost cumpărat. Iar eu am făcut medicina din pasiune. Am făcut-o din pasiune și nu-mi doresc nimic altceva decât să văd satisfacția pacientului pe care l-am în față. Ați plâns vreodată după ce... Da? Da. Lăsați-mă să termin. Ați plâns vreodată după ce ați pierdut un pacient? Da. Da, de foarte multe ori. Cu care nu ați avut legătură, mă gândesc, da. La o persoană care face parte din familie, ferească Dumnezeu sau... Nu vorbim de familie, vorbim de pacienți pe care îi ai de zi cu zi. Agreșii este omenește, medicii nu sunt roboți. Și de foarte multe ori, cred că mulți dintre noi, eu vorbesc acum de mine, avem anumite regrete, anumite lucruri pe care poate le-am face mult mai bine sau am fi mult mai atenți la pacienții noștri. Și da, am avut pacienți de-a lungul carierei pentru care am plâns, am preferat să plâng în mine, pentru mine, eu cu mine. Mă feresc de mulți ochi. Cred că soția mea m-a văzut o dată sau de două ori plângând în aproape 20 de ani pe care avem împreună. Dar da, am plâns pentru pacient și mi-am reproșat de foarte multe ori anumite lucruri pe care le-aș fi făcut mai bine dacă eram mai atent. Dar din asta am învățat. Potrivit declarației de avere, în 2019, mă refer la declarația de avere de titlu pe care dumneavoastră ați publicat-o pe site-ul oficial al Spitalului Județean. Înainte de pandemie, înainte de a fi managerul Spitalului Județean Suceava, ați cumpărat un apartament de, atenție, pauză, 170 de metri pătrați în Suceava. Aveți și walkie-talkie ca să puteți comunica cu soția dumneavoastră prin casă? Da, este un... mi-am dorit întotdeauna, fiind zodia Taur, sunt foarte ancorat și îmi place să am foarte bine stabilită familia, căminul, să fie, să-mi placă toate aceste lucruri, pentru că de aici îmi găsesc energia pentru a face lucruri zi de zi. Da, mi-am dorit. Am venit în Suceava în 2015 din Iași. Am început să fac inițial doar gărzi la Spitalul Județean Suceava. Iar apoi în 2018-17 cred că ne-am hotărât că nu mai putem sta în chirie, în gazdă, pentru că plăteam destul de mult. Și atunci am considerat că trebuie să avem un apartament, o casă noastră. Ca fiecare dintre noi și ca fiecare tânăr ne-am gândit să ne facem casă, să cumpărăm un apartament și am găsit o variantă foarte bună pentru noi la acel moment și am transformat-o în căminul nostru, de care acum suntem foarte fericiți și ne bucurăm împreună cu cei doi copii. Da, este un apartament mai mult decât generos, de 170 de metri pătrați. De ce? Pentru că întotdeauna mi-am dorit ca fiecare din membrii familiei să aibă un locușor și o intimitate în căminul pe care l-au. Poate acest lucru vine și din copilărie, unde am stat într-o casă a bunicilor destul de mare, spațioasă, dar nu aveam fiecare locușorul nostru, camera noastră, biroul nostru și atunci mi-am dorit, prin toate eforturile pe care le-am făcut împreună cu soția și cu ajutorul părinților și al socrilor, pentru că noi am avut un apartament de care am beneficiat în Iași și cu ajutorul căruia am reușit să cumpărăm acest apartament în Suceava, da, să facem căminul visurilor noastre. Cu cine v-ați consultat atunci când ați decis să participați la concursul de ocupare a funcției de manager al Spitalului Județean Suceava? Simțeam acest lucru, simțeam acest lucru că trebuie să fac acest lucru, dar nimeni, și repet, nimeni din jurul meu nu a spus da, du-te și fă-o că este foarte bine.
tatăl meu, mama mea, soția. Deci nu ați fost încurajat în familie. Nu, nu. Am fost susținut în decizia pe care am luat-o și a fost o decizie doar a mea. Ei tot timpul au venit și au încercat să-mi spună că poate că aveau dreptate, dar eu cred totuși că eu am avut dreptate și e bine că am făcut acest pas. Sunt foarte încăpățânat de felul meu. Simțeam că trebuie să fac lucrul ăsta și de foarte multe ori în viață am mers pe ceea ce am simțit, pe ceea ce mi-a spus sufletul și nu creierul. Este o luptă întotdeauna în mine între creier și suflet, dar întotdeauna când am mers pe ceea ce mi-a spus sufletul, am făcut un lucru foarte bun și în acest moment am făcut-o la fel. Cu creierul îmi spuneam singur că nu ar trebui să fac acest lucru, nu ar trebui să mă îndepărtez de medicină, nu ar trebui să îmi scurtez din timpul liber pe care l-am pentru mine și pentru familie, dar sufletul îmi spunea că trebuie să accept această funcție, această provocare și uite că am acceptat-o și din punctul meu de vedere cred că am făcut foarte bine. Ce s-a întâmplat în cea mai dificilă zi a managerului Alexandru Calancea? Am avut nenumărate momente și în momentul de față, cred că odată la două zile, să nu exagerez, odată la două, trei zile, este cea mai dificilă zi. Cea mai dificilă zi și mă întreb ce mi-a trebuit. Doamne, ce mi-a trebuit? Când mă duc acasă, soția, bineînțeles, nu ți-am spus eu. Așa. Da, știu, mi-ai spus. Ce mi-a trebuit? Este foarte greu. Este o instituție foarte mare. Tind să spun că, da, poate la acel moment o pălărie mult prea mare pentru mine, dar, din păcate, nimeni la acel moment, vorbesc de 1 iulie 2020, nu și-a asumat această conducere a Spitalului Județean Suceava, care era într-un moment de maximă greutate, de maximă, cum să spun, primejdie. Da? Unii chiar și-au dat demisia din funcție pentru că a fost prea greu. Au foarte considerat ușor. Că e greu. Așa este. Să fii manager al spitalului. E foarte ușor să fii general de armată pe timp de pace și e cu totul altceva să fii general de, nu vorbesc de mine, dar să fii conducător de armată în timp de război. E foarte greu. E o funcție foarte grea, e o funcție onorantă pentru mine. E probabil și a fost mult prea mult pentru mine, dar încerc să fac tot ceea ce pot eu mai bine împreună cu bordul de conducere al spitalului. Dar da, cred că odată la două zile, la trei zile, mă gândesc ce mi-a trebuit, cât de bine și cât de frumos îmi era să lucrez ca medic, câtă satisfacție și câtă mulțumire aveam ca și medic și câtă ură, ranchiună și tot ceea ce vedeți și dumneavoastră în afara spitalului, asupra mea, asupra familiei, asupra celor dragi. Dar nu mă descumpănește acest lucru și mă ambiționează să merg în continuare la fel de, cum să spun, corect ca și până acum. Încerc să fiu și mai bun de la o zi la altă. În timpul scandalului în care au fost implicați intervenționiștii spitalului, ați făcut o declarație, n-am să detaliez scandalul pentru că are notorietate și nu are rost. Așteptăm și mă rog la Dumnezeu în fiecare zi să vină să semneze fișele de post cât mai repede. M-am tot gândit unde greșesc, am diversificat paleta de rugăciuni și postul mai intens. Am trecut și la porțiuni de post negru. Pe o scară de la 1 la 10, cât de ironic ați fost? 9. Ați ținut vreodată post? 9, de ce? Pentru că un sâmbure de adevăr există. A existat, așa? Da, adică mă rugam la Dumnezeu pentru că sunt o persoană credincioasă, nu sunt habonic, dar sunt o persoană credincioasă și aveți cuvântul meu de onoare. Mă rugam în momentul în care mă fac rugăciunea și stau și discut cu Dumnezeu ca lucrurile să se liniștească și să reușesc să iau cele mai bune decizii pentru această instituție. Deci un sâmbure de adevăr a fost. Da, am fost ironic la acel moment, fiind exasperat și de întrebările extrem de insistente pe aceeași temă. Clar că nu a fost o atitudine, cum să spun, impecabilă, dar a fost ceea ce am simțit în acel moment, lucru pe care l-am spus, pe care nu-l regret și pe care îl susțin în continuare. V-a afectat scandalul la mantlăcurilor din spital? E de notorietate și acesta trebuie să-l aducem în discuție. Da. Zâmbesc pentru că eram cu soția mea în ultimul concediu. Citeam împreună și replica soției mele după citit, citeam... Citeați în presă, nu? Și în presele, da, sociale. Da, citeam împreună cu soția, eram plecați în concediu și se uită soția mea la mine, întreabă, doar atât ai putut?
la care eu m-am uitat. Bineînțeles, ne-am amuzat amândoi. Ideea este în felul următor. Sunt o persoană, așa cum v-am spus, stabilă și statonică din toate punctele de vedere. Este normal la această... Și mi-am dat seama că este normal la acest nivel, ca și manager a unei instituții foarte mari. Cred că cel mai mare angajator de stat din județul Suceava. E normal să apară tot felul de lucruri de șicane. Dar sunt două lucruri aici pe care aș vrea să le discutăm. Aceste discuții, zvonuri, lucruri mai mult adevărate sau mai puțin adevărate, și vorbesc de absolut tot ceea ce ne înconjoară, sunt lucruri care sunt născocite, gândite, puse la punct de persoane care au anumite minusuri în viața personală și anumite frustrări, pot să le spun eu, sau anumite neajunsuri. În momentul în care, și așa cum poate v-ați dat seama până acum în această emisiune, ai o stabilitate din toate punctele de vedere și vorbesc de prima familie, familia, mama, tata, vorbesc de a doua familie, copiii, soția, cariera, un cămin care să-ți satisfacă nevoile. Nu ai nevoie de nimic altceva, pentru că în viață nu trebuie să alergăm doar după funcții și după bani. Trebuie să ajungem la un nivel care ne face pe fiecare dintre noi să fim fericiți. Iar din acel moment, din prea plinul tău, vei reuși să dai mai departe și celorlalți. Pentru că o persoană goală pe interior, care are frustrări, lipsuri, neajunsuri, niciodată nu va reuși să facă lucruri bune pentru semeni, decât când va ajunge la un echilibru cu el însuși. Iar eu, din punctul meu de vedere, mă simt atât de bine în acest moment cu mine și cu ceea ce am, încât nu-mi doresc nimic mai mult decât să performez în medicină și în managementul pe care îl mai am pentru 3 ani de zile. Din acest moment cred că mai am 3 ani de zile de mandat. Pe final vă invit la o sesiune de întrebări scurte. Nu există varianta nu știu, nu răspund. Sau mă abțin. Nu, nu se poate. Deci nu se poate. Cărți sau filme? Filme. Sofia Vicoveanca sau Margareta Clipa? Sofia Vicoveanca. Stella Popescu sau Alexandru Arșinel? Alexandru Arșinel. Ion Lungu sau Lucian Harșovski? Ion Lungu. Aur sau argint? Aur. Mirabela Daur sau Corina Chiriac? Corina Chiriac. Ronaldo sau Messi? Ronaldo. Vara sau iarna? Vara. Vin sau bere? Vin. Mare sau munte? Munte. Câine sau pisică? Câine. Domnule director, emisiunea noastră a ajuns la final. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea și pentru că cred că ați răspuns sincer la majoritatea întrebărilor. Adică așa am simțit. Așa a fost formată emisiunea, de așa fel încât nu prea am avut timp să mă gândesc la o minciună. E foarte greu să te gândești la o minciună. Dar formatul emisiunii m-a condus în așa fel și ați știut să managereați așa corect, încât n-am avut timp să spun minciune. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Emisiunea Cartea de Identitate a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!